Vă puteți reașeza. Mulțumim Domnului și fratelui Irași pentru mesajul transmis. Trebuie să vă spun ceva ce am primit de la Domnul. Versetul acesta l-am citit atunci când am ajuns aici, fără să știu ce voi vorbi în această seară. Dar trebuie să transmit câteva cuvinte foarte importante. Versetul 3 spune poporul tău. Deci poporul nu e a pastorului, nu e a comitetului, poporul e a lui Dumnezeu. Deci să rețineți ce zic, poporul e proprietatea lui Dumnezeu. Și în proprietatea lui Dumnezeu, decizia Dumnezeu. Când ai iluzia că poporul e a unui neam mai mare din biserică, te înșeli. Poporul este a lui Dumnezeu. Amin, da? Poporul tău, nu doar că este a lui Dumnezeu, este plin. Într-o lume în care oamenii sunt tot mai goi. Da? sunt tot mai goi de lucruri sfinte, de lucruri valoroase. Poporul lui Dumnezeu e plin, dar nu e plin de prostii, nu e plin de glume de deșănțate, nu e plin de caterincă, nu e plin de bajocură, nu e plin de bârfe, nu e plin de răutăți, ci e plin de înflăcărare. Adică are o plinătate a pasiunii care vine de la Dumnezeu. Înflăcărare înseamnă să vibreze inima în tine, să simți că ceea ce vrei să faci tu vine de la Dumnezeu și pulsează din Duhul Domnului, nu într-o ambiție personală, da? nu dintr-o dorință proprie. Vreau neapărat cu tare din neamul meu să fie acolo. Stai cu minte un pic, smerește-te. Nu contează cine ajunge într-un loc anume, contează să ajungă cine vrea Dumnezeu. Amin. Amin. Oricât ziceți amin, că oricum e la fel, da? Deci oricum e așa. Să fii plin de pasiune pentru Dumnezeu. Să ai o pasiune care nu depinde de circumstanțe, da? Ascultați, când e plin de înflăcărare? Când îți aduni armata, oștirea. Foarte mulți îți plin de înflăcărare când reușesc să facă ceva care le place lor. Dar când încep lupta, din toată să moaie. Nu mai au curaj nu mai au putere. Frate, nu mai pot că mi greu. Frate, nu mai pot că dau printr-o situație dificilă. Păi atunci se vede dacă cu adevărat ești înflăcărată, înflăcărat. În momentul în care trebuie să lupți. Vedeți, Biblia zice, îți aduni oștirea și armata lui Dumnezeu. Și armata lui Dumnezeu, amin? Armata nu e a unui om, nu e a unui sistem religios. Armata e a lui Dumnezeu. Și vedeți ce zice Biblia? Cine o adună? o adună Dumnezeu. Nu decide un om când se adună armata, decide Dumnezeu. Și în momente dificile din viață, când zici, Doamne, de ce trebuie să lupt? Ține minte ce spune Dumnezeu în seara asta. Tocmai pentru că Domnul și-a adunat oștirea. Are un plan Dumnezeu cu tine. Eram la rugăciune cu frații și cu surorile, știți că obișnim cu cei ce slujesc cam cu 10 minute înainte de fiecare slujbă de joi să ne rugăm și am deschis Biblia și Biblia s-a deschis la acel pasaj în care cuvântul Domnului spune despre împăratul Solomon care avea în totarea lui de rege numai vase de aur. Dumnezeu nu lucrează cu argint. Dumnezeu nu lucrează cu vase de pământ. Se spunea foarte frumos Vrea Dumnezeu să te facă folositoare. Vrea Dumnezeu să te facă folositor. Știți că sunt băieți de 16 ani care au scăpat de la moarte oameni trecuți de 50 de ani? Știți că sunt fete care au intervenit într-un moment extraordinar de important în viața unei alte fete, înainte să-și dorească să fugă de acasă fata de 14 ani, s-au întâlnit cu o prietenă de ei și au zis, tu, tu, tu ai creier, hai că-ți spun pe românește. nu e normal ce vei să faci. Rezici maxim două zile în afara familiei și apoi o să fii singură, distrusă, nu o să mai iei pe nimeni. Și pentru că o fata aia în locul la potrivit, cealaltă nu fugi de acasă. Să fii folositor, să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Ai grijă că sunt niște vase ale mâniei. Săptămâna trecută vorbeam, sau acum două săptămâni, despre vasele păstrate ca vasele mâniei. Știți că atunci când pe interzis intri cu intenție, știi că atunci, cum se spunea, când urci pe acoperiș, când trebuie să vezi la oaste, când își adună Domnul știrea și tu stai să vizionezi, să gândești, să vorbești, să cetuiești, sper că v-ați dezinstalat toate jocurile de pe telefoane, nu o zic nimeni amin. sper că nu mai aveți, Doamne Iisuse, ai milă, ăștia trecut de 18 ani care se joacă, nu știu ce e cu ei, domnule, mai se soară, oare băieții ăștia oare vreodată? Zice, Samin, dacă își dezinstalează jocurile, da? Cum să te joci, domnule? Trecut de 25 de ani, stai cu capul în monitor, în smartphone, îți mai ieși de la, nu știu cum îi zice, joystick, sau cum îi zice, remote control, nu știu, doamne ferește, treziți-vă, lupta nu are nimic de a face cu jocurile. Lupta e spirituală. Când Domnul își adună oștiria, tu fii la locul tău, când trebuie să mișlocești pentru cineva care are o stare grea în viața ei sau în viața lui, viața l-a pus la o intersecție nemai întâlnită, nimeni nu și-ar fi dorit să ajungă acolo și nici nu ai vrea nici în ruptul capului să ajungi în locul ăla. Fii un băiat care mișlocește fii un vas de aur curat, un vas de cinste, un vas folositor. Dumnezeu e atât de curat încât nu folosește vase murdare. Curățiți-vă inimile, striga profetul, cei ce purtați vasele Domnului. Se zice aici despre prorocie, despre vedenie, ca să te folosească Duhul Sfânt, să curgă apa curată prin tine. E nevoie de o curățare intenționată, nu întâmplătoare, intenționat să te rogi, intenționat să citești din Biblie, intenționat intenționat să vii la biserică, intenționat să nu mai vorbești în timpul programului, intenționat să nu mai stai pe telefon, intenționat să iubești în chinarea, intenționat să-L cauți pe Dumnezeu, intenționat să te rogi pentru cineva din jurul tău, intenționat să zici, Domnului, Doamne, tata și mama au nevoie de rugăciunile mele, bunicii mei au nevoie de rugăciunile mele, frații mei au nevoie de rugăciunile mele, știu că vă rugați când vine valoarea națională, normal că vă rugați. Știu că vă rugați când vine Bacu normal că vă rugați, știu că vă rugați în sesiune, rupeți genunchi uneori din rugăciuni, rugați-vă și când e soare pe bolta vieții voastre când vă adună Domnul la oaste, când armata lui Dumnezeu e adunată, din cine să fie formată armata lui Dumnezeu dacă nu din noi, dacă nu din noi cum se spunea născuți din nou smulși din lume, eliberați de păcate cu steagul victoriei în mână pe care scrie Hristos da clar, doar Hristos se adună oștirea. Tu ce faci? Când îți aduni o știre, ascultați cum sunt tinerii. În primul rând, au podoabe. Am așa un sentiment de supărare pe evanghelice ăștia care nu știu ce fac, ce nu fac, dar din toată își pun o steaua lui David la cât. Drăguți de stimabile, domnișoare online. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Din toată vine cu un diul, pac, îl și lasă să sclipească, știți? Nu-i verighetă. Idul, zice, power, putere din America. Să credeți voi. Ce podoabe. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în bijuterii, zice o traducere contemporaneizată. Bijuterii. Nu știu, domnule, cum cum de așa de tare s-o pocăi unii că din toată își pune câte un lanț. Nu vorbesc, Emanuel, nu ești tu, da? Nu vorbesc de care vin din lume, că vin cu un cercel, cu o cruce la urechi. Nu, 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 nu vorbim despre ei. Vorbim despre evanghelici botezați la baptiști și la pentecostali, care vor să ne spună nouă că trebuie să ne schimbăm optica și că trebuie să ne luăm pe noi, da? Luați-vă pe voi, să sune, cât mai multe să fie. Despre asta vorbește Biblia? Podaba sfinte. Spunea Corneliu, podaba sfântă înseamnă sfințenie. Să te uiți la viața ta să zici, Doamne, în anul ăsta școlar am pus pe mine un lucru murdar. Am pus pe mintea mea, am pus pe urechile mele, nu mai vorbesc că voi nu ascultați muzică infectă. Ferească Dumnezeu pe Spotify sau pe podcasturi să aveți cumva vreo muzică negreștină, vreo melodie numai. Dacă aveți, să vă să telefonul, dacă nu vedeți instalați. Să se întâmple ceva, să ieșiți afară din lucrurile astea. Murtare, de ce? Aveți nevoie de curățare. Uite-te în viața ta, uite-te în privirile tale, uite-te în gândirea ta, uite-te. Am să spun ceva, nimic întinat și spurcat nu va ajunge în prezența lui Dumnezeu. Să-mi spună ce vor ei americanii și europenii și să-mi spună orice ăștia emancipații care se cred super intele inte intelectuali, extraordinar de inteligenți, domnule. Ata inteligența au încât nu mai pot să respecte Scriptura. Când Biblia zice, podoaba voastră să nu fie. Ei îmi zic așa, eu o port, dar nu țin la ea. Dă-o dă jos atunci. Și am zis la o persoană, păi dacă nu ți la ea, așa să luăm, dă jos, hai să văd. Păi nu, 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 că nu, 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 nu țin și... Păi dacă nu ții, ai demonstrează. Explică-mi. După șase luni ne întâlnim și arăt șase luni. Dacă nu așa poți, apropo de scutec, șase luni, șase luni, șase luni, până dai de tot. Cum vă explicați că atunci când intră cineva din lume în biserică, își dă jos tot când se întâlnește cu Hristos și zice, vreau multă bucurie, vreau multă pace, vreau multă rugăciune, nu mai îmi trebuie nimic care să fie podoabă, care mă făcea important, care mă, mă evidenția, prin care mă simțeam bine. Îmi spunea la un moment dat o adolescentă sau o tânără, nici mai știu cine era, nu mai contează, mă simt foarte bine cu asta aici. Aha, știu, te simți tu ca eu, dar Hristos din tine e pipernicit. Podoaba voastră să fie sfințenia. În Podoviț, vă spunea Sfântul Petru cu Sperenie. Fiecare din voi să se supună autorității. Respect-o pe mama, respectă-l pe tata, respectă-l pe tata, respect o pe mama. Nu-i mai întoarce vorba niciodată și o crăpat palmele să te susțină. O trebuie să meargă două joburi uneori și dimineața și noaptea să muncească pentru tine ca tu să ai comentarii. Ai ajuns într-o generație super intelectualizată în care reușești să dai tu așa flegmatic, reclame și vorbe să le arunci. Nu, 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 smerește-te, să știți că Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze în noi zmerenie. Și dacă nu ne zmerim de bunăvoie, are Dumnezeu metode să ne zmerească. Dar eu zic, Doamne, ajută-ne să ne zmerim fiecare dintre noi. Podoba zmereniei, podoba supunerii, să respecti autoritatea, să nu-i comentezi unui cadru didactic. Iertați-mă că profesorul, profesor, dar trebuie să spun adevărul. Să nu-i comentezi, să nu zici, lască e așa, lască e așa, mă bine, mă, hai, mă fiți serioși. Să-ți iasă din cap ifosele, ideile, că astăzi comentezi la un profesor, mâine comentezi la un polițist, dar te bagă după gratii, prietene. Ai grijă, respectul este obligatoriu în viața de credință. Cine nu are respect să ia adio de la rai. Nu există rai fără respect. Respectul trebuie să-l am eu. Respectul trebuie să-l aveți voi, trebuie să-l aveți voi, trebuie să-l aveți voi. Fiecare dintre noi trebuie să avem respect. Cu podoabe sfinte, să vezi un băiat care e foarte calculat, foarte bine le gândește toate lucrurile. Nu așa dintr-o sfântoșenie de aia imensă, iese pe urec o poveste, îi scoate o vorbă de deșănțată, mai spune câte un cuvânt periculos. Nu, pocăința se vede în detalii în cele mai mici detalii, să respecti autoritatea. Nu-ți convine o cântare care se cântă aici, nu bați din gură continuu și butonezi pe telefoane, ok? Te rogi până când se schimbă cântarea aia de acolo te rogi și în Duhul tău zici, Doamne, mișcă, schimbă, transformă. Nu-i născută din nou persoana aceea, dar te rog, fă ceva cu ea, transformă, eliberează-o. Amintește-ți cum ai fost un trecut. Amintește-ți de unde te-a smuls Dumnezeu. Ce-a făcut Dumnezeu cu viața ta? Cum te-a luat de nicăieri? Dintr-o dată ai aere, că te crezi un om extraordinar, așa e? Să-ți arate Dumnezeu cât de tare ești, să nu ne arate la niciunul. Tineri, cu podoabe, sfințenie smerenie, supunere. De unde vine tineretul ăsta? Să trageți cortina să vină de pe scenă, nu? Nu, 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 nu. Scutați de unde vine. Ca din sânul zorilor. Știți de unde vine? Din prezența lui Dumnezeu. Să te rogi acasă pentru fiecare joi de anul următor școlar, și înainte să vii la întâlnire de vinere de la biserică, loc să te uiți pe programare, că poate o primești și n-ar trebui să o primești, că nu predici tu, dacă predici, poți să o primești. Să te uiți pe programare, nu vinească ăla, da? Pe prieteni. Nu vinească, e plictisitor. Uh -huh. Nu vinească... Ba da, vino azi și roagă-te. Vino azi și respectă. Vino azi și stai pe scaun. Nu ieși afară niciodată. Mă nu înțeleg, domnule, cum de oamenii nu mai rezistă mileniul 3 să stea în biserică două ore, trei ore. Nu pot să înțeleg, domnule, parcă au, nu știu ce au. Repede merg să-ți iau un par cu apă, dar ești leșinat. Dacă nu poți nici cum, fixează în timpul programului de biserică să postești până seara, să nu mai bei apă. Dacă ai fi postit, ai fi bă, bă, apă neapărat? Ce mor dacă nu bei un par cu apă? De unde vin coșeniile astea? Mai merge și încă trei se aduca aducă apa, apă și îl tremură și lasă pe jos. Jumate. Cum se termină programul? Adică se termină îndemnul țuști pe ușă. Pă, prieteni, pe păi îndemnul nu a fost pentru rugăciune, a fost pentru ieșire pe hol. Să stai în prezența Domnului când nu-ți convine, când nu ți se potrivește, când ce se întâmplă ți se pare că nu-i pentru tine. Asta e maturitate în luptă. Trebuie să rămâi și atunci când săgețile zbârne pe lângă tale. Și atunci când îți dai seama că poți să mori, rămâi în luptă. S-a adunat oștirea lui Dumnezeu. E prezența lui Dumnezeu aici în clădire. Și când e prezența lui Dumnezeu, n-am timp să fac altceva decât să las pe Dumnezeu să lucreze prin mine, prin viața mea, prin sufletul meu, prin consecvența mea, prin statornicia mea, prin timpul meu dedicat lui Dumnezeu. Eu rămân aici, domnule. Nu ies de aici până când se termină slujba. De ce? Îl iubesc pe Hristos. Alții au stat în arene, alții au fost aruncați la fiare, alții au stat în fața gratiilor, în spatele cărora erau lei infometați. Și o zis, te de Hristos. Nu a avut nevoie de un par cu apă. O zis, nu mă apăt! dar te omoară, domnule, nu mă interesează. Sunt în luptă până la ultima suflare. Vreau să rămân de partea lui Dumnezeu. Matur spirituale, asta vrea Dumnezeu la noi, se spunea. Să creștem în credință, să creștem în maturizare. Să fim din prezența lui Dumnezeu, ca din sânul zorilor. Vine tineretul tău. A cui e tineretul? Știți a cui e? A lui Dumnezeu nu a unui lider, nu a unui pastor. Fiecare dintre voi sunteți proprietatea lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre voi s-a vărsat sânge nevinovat. Pentru cei ce se află în locuri întunecoase și înfricați la ora aceasta, pentru ei s-a vărsat sânge nevinovat. E tineretul lui Dumnezeu. Vine tineretul tău la tine ca roa. Adică dă pasiunea lui, cum apare roa. Roa vine de dimineață, nu rămâne foarte mult pe iarbă. Și când vine roa, vine pentru că vrea să asigure mișcarea apei în natură, să aducă roadă, să fii prosper, să ai pace. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși pentru că urmează să vă spun lucruri la care să meditați. Am mai trecut un an. Un an din viața ta, un an din viața mea, cu bune, cu foarte bune, cu încercări, momente dificile. Ai trecut prin viață. Ai avut uneori gândul că nu scap niciodată de situația aia grea. Că niciodată nu se poate întâmpla nimic bun. Și uite că ai ajuns de partea lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Ești în picioare. Ai ochii închiși și spui, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru anul școlar, universitar, care se finalizează azi. Să mulțumesc că la fiecare seară de joi, eu vă spun sincer asta, în fiecare seară de joi am simțit prezența Domnului. De fiecare dată am văzut cum cad lanțuri. Să știți că serile astea de joi au fost oameni eliberați de gânduri suicidale. Să știți că în seriile astea de joi din anul ăsta școlar, universitar, au fost oameni care au fost revitalizați. Să știți că aici, pe, pe parchetul ăsta, au fost oameni vindecați de boli grave. Știți de ce cu noi, la fiecare slujbă, a fost Hristos? A fost prezența lui Dumnezeu, a fost sângele Domnului, a fost numele Domnului care îi liberează, care vinde, care îi restaurează. Ai mai trecut un an și anul ăsta te obligă să fii mai responsabil, să fii mai matur spiritual, să intri în lupta lui Dumnezeu, nu din proprie inițiativă, ci la comanda marelui capitan. O să ai momente în care zici, Doamne, nu suport, lasă-mă să mă retrag din oaste, lasă-mă un pic să mă relaxez, se spunea, lasă-mă un pic să fiu mai, mai liniștit, nu, 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 lasă viața ta să fie în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, în anul ăsta n-am fost așa cum trebuia să fiu, Doamne. N-am avut cele mai bune rezultate spirituale, Doamne. N-am avut cele mai multe minute de rugăciune pe săptămână. Doamne, n-am avut cel mai mult timp de citire din Biblie. În anul ăsta, Doamne, puteam mai mult să-mi chivernisez timpul, se spunea. Puteam să fiu mai aproape de tine. Doamne, mă simt că sunt departe de tine, dar vreau să-ți cer ceva. Întinde-ți mâna ta spre viața mea. Aici sunt prezente persoane care au nevoie de eliberare zice Duhul Domnului. Shemani, Brot, Faragant, Omen, fie la ultima întâlnire, sângele Domnului este prezent să aducă eliberare. Gândurile pe care diavolul ți le-a dus la nivelul minții vor pleca în această seară. În numele lui Iisus Hristos, pentru că există putere de eliberare, pentru că există putere de eliberare. La Hristos nu există că e ultima seară și că trebuie să se termine programul. Nu, nu, nu. La Hristos există timp disponibil pentru viața ta. Dacă te simți căzută sau căzut. Știu că viața asta e o înșiruire de cădere și de ridicări. Știu că diavolul vine de foarte foarte multe ori în viața ta și te atacă uneori prin ce vezi, alteori prin ce auzi, alteori prin ce atingi, alteori prin simțămintele tale, prin emoțiile tale, prin gândurile tale, prin scenariile tale, prin îngrijorările tale. O, strimitel l pe diavolul să plece de la tine, să fie eliberat în numele lui Isus. Sunt aici prezente persoane care cred că vor muri. Nu vor muri, ci vor trăi și vor povesti lucrările Domnului. Shemend caradias! Aleluia Domnului Isus Hristos! Aleluia Domnului Isus Hristos! Mintea ta afectată de frică, de panică, de anxietate, de atacuri de panică, de stări grele, poate să fie vindecată în această seară, nu în numele unui pastor sau unui strujitor, ci în numele sângelui vărsat la calvar. Există putere în numele Lui Isus. Există putere în numele Lui Isus. Este oastea Lui Dumnezeu, este oștirea Lui Dumnezeu, este armata Lui Dumnezeu care stă înaintea Domnului și strigă pentru birința ta, a casei tale, a membrilor din familia ta. O să ne rugăm rugăm pentru un băiețel din Dublin, are o bacterie, nu-i găsesc motivul pentru care este grav bolnav, are nevoie de o intervenție supranaturală. Știu că Domnul poate să-l vindece în această ziară. În numele lui Isus există putere. Ai o problemă pentru care vrei să ne rugăm. Ridic o mână dreaptă înaintea Domnului și zic, Doamne, uite-te la problema din casa mea, uite-te la problema din familia mea. Poate nu e o problemă personală, poate e problema cuiva de lângă tine, de lângă sufletul tău foarte aproape. Domnul să intre în cercetare, Domnul să intre în eliberare. Sunt mai multe mâini care s-au ridicat și sunt și alții care vor să spună, da, și eu am o problemă. Și la mine acasă e nevoie de o intervenție. Și în familia mai e nevoie de o atingere supranaturală. Să intre Domnul în zona aceea în care îl cere cu putere să lucreze într-un mod supranatural. Am să spun ceva în seara asta, Când nu mai pot psihologii, că nu mai pot terapeuții, că nu mai pot pastorii și preoții, poate numele Lui Isus Hristos, poate sângele vărsă la calvar, poate Duhul lui Dumnezeu să aducă cercetare, să aducă eliberare, să aducă transformare, poate ai pe cineva care este fiul risipitor și s-a îndepărtat de la cărările Domnului, roagă-te cu credință în această seară, și Doamne, atinge-l și pe el, atinge o și pe ea, du-i eliberare, Doamne. Am o rugăciune specială, o rugăminte dacă sunt aici prezente persoane care și-au pus un semn și au zis dacă și în seara asta se va face o rugăciune pentru ridicarea sufletelor descurajate, voi veni în față. Dacă ai această dorință specială și vrei să ne rugăm pentru tine chiar la ultima întâlnire în acest an universitar școlar, vreau ca puterea lui Dumnezeu să lucreze. Simt că în această seară trebuie să cadă lanțuri. Simt că în această seară trebuie să fie adusă eliberare. O, oh, gândurile care s-au așezat ca niște furnici pe mintea ta să fie dat afară mușuroiul acela. O, ciorile care vin la nivelul minții tale, cu negru, cu sumbru, cu negreasă, cu un viitor sumbru și nesigur. Vreau să fie date la o parte aceste gânduri în numele lui Isus. Nu poate un om, nu poate o, o persoană, poate sângele lui Isus Hristos. O să intrăm în această rugăciune. Vă rog să vă rugați. Vreau să cerem puterea Domnului peste noi în această perioadă. Protecția Domnului să fie în jurul nostru. Atâtea atacuri demonice ar vrea să ne distrugă. Rugă. Atâția oameni răi ne calomnează, atâția vor să ne omoare, chiar fizic. Protecția Domnului să fie peste noi, sângele Domnului să fie peste casa ta, familia ta să fie înconjurată de un zi de foc al protecției, să încerce diavolul să te atace, să arunce săgeți arzătoare, dar cu scutul credinței să le stingi, în numele Domnului, în numele Domnului, în numele Domnului există putere. O să ne rugăm cu toții, vă rog să nu vă grăbiți la rugăciunea aceasta. așezați vă fiecare în mâna lui Dumnezeu. Dacă că cineva are o nevoie specială, să ne rugăm cu uh, brații pentru el, cu punerea mâinilor, așa ca prezența Domnului să fie arătată. Poți să-ți faci curat, să vii să genunchezi, să spui viața ta în mâna lui Dumnezeu, să zici, Doamne, nu știu ce urmează, însă știu că sunt în mâna ta, nu știu prin ce voi trece, dar știu că sunt în mâna ta, nu știu cât de greu să mi fie, Doamne, peste o lună, peste două, peste trei, dar mâna ta mă ține, brațul tău mă protejează, puterea ta e siguranță, oh, am protecție în numele lui lui Isus. minții tale să fie înconjurate de un duc de protecție, de la Duhul Sfânt să vină o putere care să-ți atingă coapsele minții tale. O să intrăm în această rugăciune și cerem prezența Domnului. Fiecare se roagă pentru el special, pentru cel de lângă el, pentru cea de lângă el. Mă refer pentru persoane din familia lui apropiate. Să chem prezența Domnului, sângele Domnului. O să intrăm cu toți în rugăciune. Simt că Domnul e prezent aici și vrea să aducă eliberare, vrea să aducă transformare. Oh, Domnul să o, Domnul prezență prezent să-ți dea o perspectivă. Domnul să-ți dea lumină pentru viitorul care trebuie să se deruleze în viața ta. Ce pași trebuie să faci. Intrăm cu toți în rugăciune.